Târgu Lăpuș a dat lumii unul dintre cei mai cunoscuți medici, un sfătuitor și un apropiat al fostului premier al Israelului, Benjamin Netanyahu. Herman Berkowitz nu a uitat nicio clipă locurile natale și râde când spune că a primit 3 zile în plus de la viață. Deși s-a născut în 11 martie, abia în 14 a primit și un certificat. Cu aceeași seninătate dezvăluie că mulți au încercat de-a lungul timpului să afle detalii mai puțin știute despre fostul premier, însă cu discreția care îl caracterizează, a păstrat totul secret, pentru că, spune el, a învățat de acasă, din România, să fie demn. Mulțumesc Dumnezeului că am ajuns înapoi la Lăpuș și că pot să încă la 74 de ani să văd școala și colegii mei dragi de la școală. Herman Berkowitz s-a născut la Târgu Lăpuș, Maramureș, și a urmat cursurile liceului din localitate. Reîntâlnirea cu foștii colegi a fost una plină de emoție. Un exemplu pentru noi, pentru români. N-ați auzit și la intrare când s-a spus exemplul Israelului, l-a luat și noi. Am încercat. Sunt mândră că am așa un coleg, am avut și am în continuare. A absolvit Facultatea de Medicină din Cluj în 1971, specialitatea pediatrie. 4 ani mai târziu a decis să plece în Israel împreună cu familia și acolo și-a găsit menirea. Și-a echivalat studiile și apoi a lucrat la spitalele Bikur Holim și Hadassah. Dar eu am fost foarte, foarte receptiv la suferințele bolnavilor mei și eu am făcut pediatria. Mama Davka a văzut copii și am făcut pediatria. Vă dați seama că astăzi, după 4-6 de ani, am 3 generații de bolnavi, am și pediatri și sunt și medic de adulți, am bolnavi de 50-60-70 de ani și asta m-a urmărit totdeauna, ca eu să dau bolnavului ceea ce pot, să-i aliniez suferința, să-i dau o vorbă bună. Deja o vorbă bună la un medic deja este un tratament, aproape un tratament. 20 de ani mai târziu ajunge să-i trateze copilul fostului premier israelian Benjamin Netanyahu, cu care leagă o strânsă prietenie. De atunci este principalul sfătuitor al acestuia și cel care i-a administrat vaccinul anticovid-19. Eu cu premierul suntem prieteni apropiați de tot. Nu apropiați, apropiați de tot. Familiile noastre sunt foarte apropiate. Adică noi ne-am apropiat, nu numai ca medic. La început am fost medic și ne-am apropiat. Pot să spun că sunt cel mai de încredere al lui. El are încredere în mine, că noi vorbim de toate. Și politică, și vorbim de absolut de toate, de economie și de istorie și de geografie. Stăm împreună de multe ori și tot. Medicul român susține că testarea masivă și campania de vaccinare extrem de eficientă au fost cheia combaterii pandemiei în Israel. Mai mult, acesta este de părere că pentru a duce la bun sfârșit această luptă, este nevoie ca populația să accepte vaccinarea. Toți cei care cred că nu e nevoie de vaccin și că am trecut perioada, eu vă spun, mergeți să vă vaccinați, fiindcă acest virus se poate întoarce stufor tot felul de tulpini. Astăzi se numește Delta sau Indiană, mâine se va numi altă denumire. Cine e vaccinat are mai multe șanse să scape și să nu ajungă într-o stare grea sau la moarte. Cu toate că în prezent Israelul înseamnă acasă, pentru medicul Herman Berkowitz, România va rămâne țara lui de suflet și locul unde va reveni de fiecare dată cu mult drag.